Salut, toată lumea, sunt Abărerea, astăzi continuăm să le FIFA 14 pe Career Mode. Afară este o căldură infernală și eu stau aici și filmez FIFA cu un pahar de lună de lângă mine. Dar e bine, îmi place așa. Suntem pe locul 3, la un punct distanță de locul 2 Rapid CFR Suceava și la 6 de primul loc Gloria Buzău, care n-am pierdut niciodată. Dar avem o etapă în minus cu cei de a face voluntari. Deci dacă o să câștigăm, luăm locul 2. Și dacă facem egal, luăm locul 2, pentru că avem gol la vreo mai bun. Așa, păi suntem bine. Azi să ne uităm și la echipă, pentru că nu mai știu. Am mai întrebat pe FIFA ca să văd ce mai e la echipă. Deci avem aici toți în formă, în afară de Salca și Armstrong. Mai avem aici pe Plamada, care a jucat foarte șmecher și meciul trecut. Și în formă, Giroșanu e în formă, Ochea e în formă și Cârstoiu e în formă. Cerc să scoatem pe Arotarite ăsta și băgăm pe Cârstoiu. Și Neagoi ăsta. Poate primim ceva cu el în locul lui Ion. Și cam atâta. Nu mai avem nici schimbări să facem. Așa. Jucăm cu voluntari, locul 6. Acasă, deci nu știu ce echipă să aș putea să pun. Poate va niște schimbări nesemnificative, cum ar fi să luăm iarăși pe Plamada în locul Salcai, unde s-a scurat excelentă trecută, și să mergem pe Armstrong să intre Giroșanu titular. Desigur. Bine, Giroșanu. Ingera Enciu. Da, Kim face o farfecă de stil Premier League. Ene. Ok, vreau să prind Miulescu, cui se dea, Găse pe mine pe Fernandez și dă gol. Ce bine s-a poziționat acolo Fernandez, dar și Miulescu a dat o pasă bună. Suntem pe Payne acum. Payne. Enciu. Enciu la Fernandez cu un șut slăbuț. Hai că avem avut, poate asta e ultima fază. Cred că e ultima fază la primul reprize. Enciu cu centrarea în care eu, cu capul până la Giroșanu, care dă pe lângă la... la câțiva centimetri de bar. Avem la pauză 1-0, e foarte bine. Până acum sunt puțin obosit jucătorii. Deci nu facem schimbări, momentan. Cum face banul? E momentul 7-67, e momentul să facem și noi niște schimbări. Avem aici niște jucători foarte obosit, să schimbăm pe Fernandez ca să nu fie și mai obosit. Îl schimbăm cu Cârstoiu. Sarca intră în locul lui Pramada și facem mai încolo ultima schimbare. Avansăm pe Payne. Payne. Giroșanu trece foarte frumos, Giroșanu, gol. Ce schemă a făcut el acolo. Și a depășit adversarul. Puh. A depășit adversarul, vai, ce să spun, așa spun eu. Pac, frumos a dus și a ajutat cu stângul sau cu dreptul? Mama, cu stângul. Și cred că el e dreptaș, nu e stângaș. Hai să fac și cele două schimbări. Payne la Enciu. Enciu trece excelent până la Payne. Payne, ce ratare. Macioinac este faultat. Hai să dacă putem să dăm golul din lovitură liberă, ia să ne cine e mai bun executant. Nu prea avem executanți aici, avem nevoie de o putere. Cine 7 Giroșanu are cea mai bună putere. Hai să vedem Giroșanu. Un șut. Ah. Nu e nimic.
Recuerda foarte bine Pain. Enchu. Până la Salcai. Excelent Salcai. Hai, facem și ultima schimbare. O să iasă Giroșanu, cred, pentru că e atacant și... Îl băgăm pe Armstrong, cum am promis la începutul videoului. Și s-a terminat meciul. Am câștigat cu 2-0. Giroșanu și Fernandez aduc victoria farului. Așa, Ciobanu, cel mai bun om al meciului, sunt câte... da, tackle-uri am făcut, 3 din 3. Foarte bine. Bravo, așa. Să vedem că am intrat pe locul 2 la 3 puncte de locul 1. Să vedem în continuare să simulăm meciul. Data viitoare avem cu ce echipă asta? Dorohoi. Păi e locul 7. Nu cred că o să menajez așa mult. Dar la ce se încheie episodul, nu uitați să dați like, subscribe, comment. Eu am fost Doble, pe data viitoare.